ești la acest festival. Te rog frumos, spune-mi trei cuvinte. Știu că dai foarte rar interviuri și pentru asta sunt foarte fericită. Trei cuvinte despre ce? Mamă, câte... Despre festival, despre... Chiar aș vrea să strâng în trei cuvinte tot ce mă leagă de festivalul ăsta, pentru că am venit prima dată acum 3 ani și a fost o surpriză foarte plăcută pentru mine și știu că o să-mi facă o deosebită plăcere să mai vin. Este așa o strânsă legătură de prietenie care se leagă între noi. Și între noi doi și între mine și ceilalți care vin aici. Simt asta. Nu este o bucurie mai mare pentru mine, dar aș vrea, acum 3 ani când ai venit, ți-am înmânat trofeu, o chestie mică într-un eveniment mic. Ce s-a întâmplat după acel eveniment? Îți mai aduci aminte ce a urmat? Câte premii, câte trofee? Da, a fost un an foarte bun pentru mine. Foarte, foarte bun. Da, sper să mai prind premii. Adică sunt lipsit de modestie, spre deosebire de Gabi, care a zis că nu știe în continuare. Eu sunt mai lipsit de modestie decât el. Asta am vrut. Nu ai cum să fii modest și cu siguranță vei lua foarte multe premii, pentru că nu mai e. Nu știu că nu-ți place să spună lucruri de bine. Mortem, probabil. Doamne ferește, nu despre, suntem la Film for Fun. Suntem... Suntem liberi să râdem. Da, exact. Adică da. Să râdem de orice. Să ne bucurăm împreună. Îți mulțumesc din suflet și îți mulțumesc pentru ce ai prezentat în acest festival. Nu o să spun că știu că nu-ți place. Îți mulțumesc din suflet. Bine. Și la vedere. Anul tot aici. Da, cred că am cu ce să vin și la anul. La revedere!